Bună ziua! În studiourile noastre avem plăcerea să o avem invitată pe Corina Morariu. Pentru cine nu o cunoaștem de aproape, pentru telespectatorii din România, Corina Morariu este jucătoarea de tenis americană de origine română, din Cluj. Bună ziua! Bine v-am găsit! Cu multă plăcere! În primul rând, aș vrea să transmit cititorilor din România un călduros bun găsit și să le mulțumesc pentru participarea la lansarea cărții mele în limba română. Sunt foarte fericită că pot să particip prin video la acest eveniment. M-ai întrebat înainte despre carte. Ce să zic? Cum spune titlul, am supraviețuit leucemia și m-am redescoperit. Dacă o citești, sper că rămâi cu ceva pozitiv, că am încercat să scriu o carte plină de emoții, sentimente și adevăr. Într-adevăr, înainte să intrăm în amănunte despre cartea pe care ai scris-o, hai să aflăm cine este Corina Morariu, pentru că poate telespectatorii din România nu te cunosc așa bine ca cei din Statele Unite. Corina s-a născut în orașul Detroit, statul Michigan, în Statele Unite ale Americii, din părinți români, ambii medici. Este fostă jucătoare de tenis american, iar astăzi comentează meciurile al sportului alb pentru cel mai important canal de specialitate din Statele Unite ale Americii, The Tennis Channel, aflat în Los Angeles. I'm Corina Morariu and you're watching No Strings. Corina a început să practice tenisul de mică, sub îndrumarea tatălui ei, iar în anul 1994, Corina a devenit jucătoare profesionistă și este cunoscută în mod special ca jucătoare de dublu. În anul 1999, alături de Lindsay Davenport, Corina câștigă Wimbledonul la dublu, iar în anul 2001 a câștigat Openul australian la dublu mix alături de Ellis Ferreira. În 2001, la vârsta de 23 de ani, Corina era numărul 1 mondial în clasamentul jucătoarelor de dublu, iar la simplu se regăsea printre primele 30 de jucătoare ale lumii. În mai 2001, aflată în plină ascensiune, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. A început să aibă dese sângerări nazale și să-și piardă concentrația, puterea și echilibrul. Medicii au diagnosticat-o cu o formă rară de leucemie într-un stadiu avansat. Corina însă nu a renunțat și a început un program dificil de 4 serii de chemoterapie intensivă. După 16 luni de luptă cu leucemia, Corina a învins și s-a reîntors pe terenul de tenis și a primit în 2003 premiul pentru cel mai spectaculos comeback. În 2005 a ajuns în finală de la Openul australian, în aceeași probă cu aceeași parteneră Lindsay Davenport. În 2007, Corina și-a anunțat retragerea din tenis după sferturile de finală la Openul american. Dar lupta cu leucemia continuă și în ziua de astăzi. Corina este International Sports Ambassador pentru The Leukemia and Lymphoma Society și a primit premiul Corina Morariu Courage Award, înființat de Asociația de Tenis a Femeilor. Acest premiu este numit în cinstea ei, ea fiind prima care l-a primit. În cartea ei, Corina povestește cum leucemia i-a dat mai mult decât i-a luat, ajutându-o să se redescopere pe sine însăși. Leucemia a adus-o la un pas de moarte, dar în cele din urmă i-a salvat viața. Wow! Mi-aduce aminte de multe momente din viața mea. Hai să discutăm un pic despre carte. Cartea am scris-o în 2009 și a fost publicată în America în 2010. Nu trebuie să fii atlet sau celebritate să apreciezi sentimentele și emoțiile din carte. Sper că citind-o să inspiră și să dea speranța la toți cei care suferă de cancer sau trec prin încercări dificile în viață. Aici sunt memoriile mele despre tenis, familie, înfrângeri, succese și momente grele din viața mea. Care a fost evoluția ta după ce ai scris cartea? Ce s-a întâmplat în viața ta? Acum lucrez pentru canalul american de tenis, m-am recăsătorit și trăiesc fericită în California. Acum, în încheiere, ai vreun mesaj special pentru cititorii și telespectatorii din România? Cum am spus înainte, mă bucur enorm de traducerea cărții în limba română și sunt curioasă să aflu reacția cititorilor cât mai curând.
Eu sper din tot sufletul că citirea cărții o să inspiră și să încurajeze cititorul care trece prin momente dificile în viață. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare!